spuneam eu în emisiunea de astăzi că în 31 august se organizează o a doua ediție și în Cara Severina Nopții Muzeelor Lasate. Și vom vorbi despre unul din muzeele sătești din Cara Severin și despre o familie extrem de importantă. Vă mai fac o mărturisire. Această emisiune a fost înregistrată în această săptămână pentru că invitata mea este azi plecată la Timișoara, la muzeul din Timișoara, pentru că se organizează și acolo un festival. Dar aș vrea să vă mai spun niște lucruri. Aș vrea să vă spun că am cunoscut-o în urmă cu un an pe doamna Felicia Mioc Novakovici, care vine dintr-o familie importantă și îmi povestea cu așa multă patimă despre familia domniei sale. A făcut între timp și un arbore genealogic, dar și două cărți. Și una din ele, o să începem cu asta, bine ați venit la noi, doamna Novakovici. Mă bucur că vă întâlnesc după un an, tot aici, nu la Gârboț, acolo unde aveți casa memorială, dar uite aici. Bună ziua și sunt onorată că sunt aici în mijlocul dumneavoastră a oamenilor sfințiți, care sfințiți locurile al Măjurii și a Banatului. Vreau să mai fac o paranteză înainte de a arăta aceste cărți pe care le-am și primit și vă mulțumesc pentru ele, geanul Genealogia familiei Novakoviciu, de la 1754 la 1920, o să vorbim despre asta, dar aș vrea să-i mulțumesc directorului Muzeului Banatului Montan din Reșița, Livia Magina, cea care ne-a lesnit și această întâlnire și cea care este, a dorit să se organizeze o noapte a muzeelor sătești, o ediție a doua, iată, am trecut o primă ediție tot cu ajutorul ei, nu? Da, da. Îi mulțumesc și sunt recunoscătoare tuturor. Genealogia, între timp a apărut această carte, da. Genealogia familiei Novakovici, asta este cartea. Da. Cum ați scris-o și cu ajutorul cui? Este cartea învățătorului Emilian Novakovici, care a fost fratele bunicului meu, învățător în Recărdia. El a scris genealogia familiei până în 1920, de la 1754. Eu, mergând pe neamuri, pe arbori, pe urmașii familiei, am făcut arborele genealogice. Care cel pe care îl aveți aici, da, nu? Da, care este expus pe perete la Gârbovăț, în Casa Memoriei. Da, să știți că am văzut o poză pe Facebook-ul dumneavoastră, pe Facebook-ul Felicia Novakovici Mioc, sau Felicia Mioc Novakovici, da. Și într-adevăr este o fotografie cu acest arbore, noi o să folosim și acele fotografii întâlnite, așa că o să vadă telespectatorii noștri. Doamna Novakovici, vorbeam anul trecut și povesteam de familia dumneavoastră, dar haideți să o repetăm pentru cei care nu sunt din Almăși, cei care nu vă cunosc, cei care nu știu. Sunt descendent a familiei Novakovici, familie găsită în istorie la 1754 prin străbunul Iubimir Novak, plăieșile sa din Moceriș, care balada familiei Novakovici începe tot atunci, din străbunul meu, cu nume din istorie de la Mihai Viteazu, probabil stabilit în Moceriș, fiind Plăieș. Un fel Plăieș, de Librimir Novak. Novak, că am da. Găsit aici arborele, da, da, și da. De aia, nu ca știu eu. De la el pornește, nu? Da. Arborele ce le aveți dumneavoastră, da, acolo. Da, e acolo, da. El, fiind un grenicier, apărând interesele și locuitorii țării Almăjului, se duce peste pădurea Lăpușnicului la Recășdia și întâlnește pe fata preotului de acolo, Ian Cupela, găsindu-l ca vrednic ca să-i dea fata de soție. În 1778 se căsătorește și revine în Moceriș, din care rezultă, din căsătorie rezultă doi copii, Iancu și Micșa. Micșa rămâne la pământ în Moceriș sub numele de Boieru, cunoscut în Moceriș, că de acolo se trage neamul Novak Novakovici. Din Moceriș. Din Moceriș, da. De fapt tot din Almăș, cumva. Tot din Almăș, da, da. Iancu și Micșa, Iancu plecând, Iancu având înclinații spre învățătură,
dorește să facă preot, dar cum se bine se știe, sub ocupația sârbilor, nu s-a putut, li s-a impus nu se schimbe numele, să-și adauge sufixul Ovici la Novac, făcând Novacovici. Da, pentru că era perioada aceea în care eram în Imperiu și în care, până la urmă, și episcopia era la Vârșeț. La Vârșeț, da. De aici. De aici e numele, dar numele e Novac, nume românesc, sârbizat de dragul preoției. Din acest arbore genealogic am avut oameni de seamă ai Banatului, oameni de cultură. Am avut pe învățătorul Emilian Novacovici, care și-a dat toată averea comunității de Răcășdia, înființând fundația Ecaterina și Emilian Novacovici în 1926. L-am avut prefratele tatălui meu, pe preotul Romulus Novacovici, care în 1922 a înființat gimnaziul din Bozovici, a scris cartea Împărăția lui Dumnezeu și anuarul gimnaziului din Bozovici. Din rândul familiei noastre l-am avut pre Gheorghe Novacovici, care în 1899 la Țevea, împreună cu doi studenți, cu Ioan Scurtu și Coriolan Steier, a depus la mormântul eroului național Avram Iancu coroană cu tricolor pe care scria „Dormi în pace, noi vedem”. Ungurii au confiscat coroana. Da, trebuie același lucru spus, că acum apare probabil ciudat. Noi eram în Imperiu atunci, Banatul era sub ocupație și era un gest de mare curaj să faci lucrul ăsta. Și de mare patriotism românesc. Da, au recitat poezii patriotice, au cântat, ungurii au luat și i-au arestat. Au fost arestat la Seghedin, au gustat temnița și suferințele regimului care au fost atunci pe vremea aia, ieșind în închisoare, au murit în 1908. La Țevea, în cimitir, am placă comemorativă, da, găsită de băiatul meu, pusă de domnul Ion Paul Mărginean de la Țara Iancului, căruia îi mulțumesc. Fără să cunoască că mai există cineva din familie ca urmaș, sunteți foarte mândră de aceste rădăcini almăjene și grănicerești pe care le aveți până la urmă. Familii de preoți, de învățători? O familie de preoți, o familie din peste 22 de preoți, prin naștere și căsătorie. Casa de la Gârbovăț e o casă istorică, o casă grănicerească, o casă care a rezistat timpului vreme de peste 200 de ani. O casă de cărămidă arsă, care păstrează mobilierul epocii de atunci, lucrurile care au fost în casă, cărțile vechi a familiei mele. Deci arătasem, acesta este anuarul gimnaziului de stat Principele Carol din Bozovici, acolo unde au făcut școala, nu? Făcut de unchiul meu. El a fost primul director, el a înființat școala, gimnaziul din Bozovici în 1922, care s-a semnat constituirea ăsta, gimnaziului, că pe vremea era considerat liceu, s-a făcut în casa noastră, alături de Nicolae Novacovici, care a fost primăria de atunci cu uica meu și acolo s-a semnat constituirea gimnaziului din Bozovici. Deci învățământul până la urmă din Almăși și-au pus bazele acolo la dumneavoastră în casă, nu? Da. Uite, am găsit și o poză cu corpul profesoral, dar se vede prost. Da, așa, se vede că așa e. Da, că așa erau de atunci, nu? Când v-ați hotărât să transformați casa în muzeu? Când m-am hotărât, a fost și dorința fratelui meu. Frate care l-am avut ca preot în Oravița, din 1973 până în 2003, când a decedat. Eu, fiind de profesie, am fost asistentă și neavând, zic, vin la Oravița, că e fratele meu și... Așa ați ajuns în Oravița. Așa am ajuns în Oravița și el și-o dorit din suflet să facem pentru Gârboți casa noastră. S-o transformați? S-o transformăm în casă memorială, în muzeu, pentru preoții și oamenii de cultură care s-au ridicat din Gârbovăț. Și aș vrea ca Gârbovățul să fie cunoscut la nivel național și internațional, pentru că are ce arăta.
Începând de la rondurile de flori. Asta de vreau să vă întreb. De fapt, ce ar putea să vadă oamenii, mai ales că, uite, această noapte a Muzeelor Sătești, credeți că este importantă? Că despre ea aș vrea să vorbim și despre promovarea acelui muzeu. Este importantă, pentru că Valea Almăjului are ce arăta. Valea Almăjului are relicte istorice care trebuie redescoperite. Cetatea Dragomireana, din drumul Dargoșețului, care au fost castrul roman de vremea romanilor. Drumul de acolo a ieșit la sus, la cimitirul nemțesc în Bozovici, a fost drum, pentru că unde am avut noi sălașul Coliba, a fost drum, s-a găsit o fântână cu care au păstrat, descoperită de tata meu, care au păstrat în ăsta, la vatra de apă, intactă, a fost petrificată din fântână asta. Acum e părăsită, dar se poate vedea. Sunt morile de la Rudăria care se pot vizita. Sunt la Bozovici, avem ce arăta, avem muzeul, avem muzeul la Gârboț, la Șopot, avem al profesorului Rancu, care, da, avem ce și arăta, la Bozovici, la avem și la muzeu. Bozovici, că n-am reușit să dau de cei care au, se ocupă de muzeul din Bozovici. La Bozovici avem, da, avem colecția lui, ăsta, lui Laurențiu. Și avem ce muzeul Sătesc al Văii Almăjului la Bozovici. Sunt exponate frumoase, se pot vedea. Se pot face excursii de la Herculanie până toată Valea Almăjului. E frumoasă Valea Almăjului, e plină de frumusețe, de flori, de oameni primitori. Au ce vedea și se găsește și mâncare bună și o gură de rechie, un pahar de rechie. Am văzut acum și pe unul din posturile naționale de televiziune câteva emisiuni cu Banatul Montan, văzusem cu morile de la Rudăria, că tot da, ați vorbit de ele. Da, mă gândesc că promovare și națională ar însemna să aduci ceva mai mulți turiști, trebuie infrastructură, clar. Da. Asta e obligatoriu. Dar e obligatoriu și să ai ce arăta. Dumneavoastră spuneți că aveți ce arăta. Eu mă mândresc cu familia mea. Mândria poate e un păcat, dar... Păi nu e vorba de mândrie, e vorba de a aduce... E o istorie și care vreau să fie scoasă și arătată și cunoscută. V-am văzut cu copii acolo, ați adus copii. Am avut copii, da, am avut de la școală copii, învățătorul din sat și aș vrea mai multe cunoaștere, mai multe promovare, nu știu. Na. Copiii ce au zis când au venit? Mi-au plăcut. Da? Că sunt lucruri vechi. Sunt lucruri, cărți vechi, mai ales la cărți, cărți în litere chirilice, cărți de valoare, cărți a familiei. Nu am luat nimic din altă parte. Nu ați luat nimic din altă parte? Nu am luat nimic din tot ce aveți dumneavoastră. E tot a familiei, ce aparține familiei. Începând de la mobilier, care este 150 de ani, mobilier de mobilă, de lemn, cu sculptură, știți cum sunt paturile alea vechi și cu credențe acoperit cu marmură neagră. Sunt lucruri frumoase, e fântână în curte, e o casă tipic rănicerească, țărănească, e o casă de valoare. S-a păstrat? S-a păstrat. Nu-i modificat nimica. Nu poate v-ați vedea... modificat nimic? Nu-i modificat nimica. Lemnărie și tot ce a fost la ușă, ferenerie și tot ce este tot de atunci. Și se păstrează, se menține, adică da. Se pot menține și pe mai departe. Se pot menține, ține băiatul meu și mă bucur pentru nepoții mei. Asta urma să vă întreb, ce zic urmașii, că aveți băiat, aveți nepoți, nu? Da, am doi nepoți, băiat de 12 ani și fată de 6 ani. Mulți înainte. Și băiatul să vă apreciați, mulțumesc. Să vă bucurați de ei, dacă vă susține. Asta e important. Mă susțin și sufletește și mă ajută băiatul meu. Mă ajută în tot ce fac și mă stimează. Și își dorește să continue, să păstreze tradiția. Da, da, da. Ați venit astăzi la acest interviu cu o frumoasă cămașă. Este o adaptare. Au fost a mamei mele. Ea a fost mai mică de statură. Am vrut să vă întreb dacă cămașa este țesută. Pânza nu, este... Nu? Nu? Asta e neț și cu
făcut cu mâna. A fost a mamei și l-am s-o rupt de bine. Deci am făcut-o eu, da, da, da. V-am văzut și în alte locuri, da, în costum popular, da, l-apreciat. Și tot ce am, ia mamei mele din asta. N-am, serios? Și am rămas în casă, de la părinți, de la bunici, de la... Nu, nu. Și fratele are moștenitori? Fratele meu are... Fata lui a murit anul trecut de o boală nimiloasă și are o fetiță. Na, păi nu zic, și ea vine, da, să vine, își dorește să continue. Sigur că da, sigur că da, da. Am vrut să arăt această carte pentru că este îngrijită de dumneavoastră și ediție îngrijită și prefațată de dumneavoastră, preot profesor Romulus Novakovici, împărăția lui Dumnezeu, nu? Da, e scrisă de fratele meu, publicat în Foaia Diocezană, eu am adunat numerele și cu ajutorul domnului Gheorghe Jurma și al Centrului de Cultură am ajuns să o tipăresc și să o prezint la Bozovici. Ați lansat-o la Bozovici, da, nu? Da, da. Am văzut imagini, am văzut fotografii atunci. Da. Le mulțumesc tuturor care m-au ajutat, care istoricilor din Valea Almejului, profesorilor care nu știu ce au însemnat familia Novakovici. Da, important e că dumneavoastră v-ați dorit asta, nu? Da, da. Și spuneți așa, dintre personalitățile învățământului bănățean al Măjan, cu tot ce a însemnat pentru cultura și istoria poporului român, celebru cândva, dar peste care s-a așternut colbul uitării, a fost și preotul profesor Romulus Novakovici, unchiul meu, fratele tatălui Nicolae. Rădăcina spirituală a preot profesorului Romulus Novakovici se găsește în vechea familie grănicerească, preoțească, amintită în documentele vremii, la anul 1754, de la Plăieșul de Sat, așa cum vorbeam, Librimir Novac, de origine din Muceriș. Da, da. Și spuneți cum s-a transformat numele și foarte multe, da, lucruri. Da. Lucruri. Și aici toți treceți... preoții care au fost din familie, au fost și prin căsătoria cu fete din familie. De preoți. Da, da. La Răcăjdia... Și vreau să arăt aceste două fotografii pentru că sunt cu casa memorială Novakovici. Și vreau să ne întoarcem la ce înseamnă aceste nopți ale muzeelor sătești și cât de importante sunt ele pentru a cunoaște, pentru că apar în presă, pentru că sunt articole, pentru că probabil vor trece câțiva oameni, veți face poze. La început merg lucrurile mai greu. Pentru că așa s-a întâmplat și cu noaptea muzeelor chiar în orașe, nu? Și în orașele mici, în mod special. Da. Pentru că una e să te duci să faci noaptea muzeelor la Antipa sau la Muzeul de Artă a României sau știu eu ce colecții importante, cum anul ăsta cred că, nu știu, să nu spun, au fost colecții mari la muzeele naționale. Și acolo sunt cozi și lume care stă. Dar pentru muzeele astea mici, e o ușă deschisă tuturor, de la mic la mare. Cine vrea să vină, să vadă o istorie de mult uitată, care se cere să fie cunoscută. Numea satului Almăjan. Cum faceți? Cum organizați? Pur și simplu mergeți acolo? Pentru că nu e în fiecare zi deschisă casa de la Gârboț. Deschisă, cheia e în vecinie. Da? Deși da, când nu sunteți acolo, se poate vizita. Se poate vizita, sigur, deci că da. Deci oricând. Da, și se cunoște numărul meu de telefon și sigur că da. Da. Și așa, teoretic, dacă ați avea grupuri, să zicem, când nu sunteți acolo, sunând la numărul respectiv, da, se pot programa și dumneavoastră vă duceți la Gârboț. Da, mă duc cu drag și sunt onorată să vină să treacă pragul. Serios? Serios. Vreau să fie cunoscute. Eu sunt fericită pentru că merită familia Novakovici, pentru că o însemna ceva pentru cultura română. Pentru almăjeni și nu numai. O simțiți ca o datorie așa? O datorie, da. Probabil ei nu și-au îndeplinit dorința pregrijilor pe pământ. Serios? Nu știu, așa am simțit eu, că trebuie să fac asta și să arăt lumii. Pentru că și-au dorit mai mult fratele meu să facem ceva. El a fost și bolnav ultimii ani ai vieții, 2 ani, a fost paralizat la pat și... Ați avut grijă de el? A avut familia grijă, dar și eu, că am fost în Oravița. Și eu a avut în manuscris istoria corului din Oravița și a Bisericii Sfântului Ilie din Oravița, în manuscris.
monografia acelor, corul și a bisericii. Și nepoata mi-a dat manuscrisul, eu l-am trecut, scris la calculator și cu ajutorul lui Dumnezeu și a părintelui episcop de la Caransebeș. Lucian, da. Mi-au promis că îmi scoatem, dacă era cartea și aș dori din suflet ca fratelui, tatălui meu care a însemnat, a fost piatră de temelie a învățământului liceal din Bozovici și fiind preot și fiind nepotul lui Maxim Novakovici, care în 1871-1873 a rezidit biserica de la temelie. Fiind din Bozovici sau din Gorbovăț? Din Gorbovăț. Da. Străbunicul meu, care au avut 11 copii, de-aia e familia așa numeroasă, da. De străbunicul, de fapt, a rezidit. Străbunicul a rezidit biserica. Biserica fiind făcută de Ion Constantin Romici din Răcăjdia. Fiind în 1803, considerată ca familie preoțească prin străbunicul meu, de a fost în pericol de a se prăbuși și atunci a rezidit-o de la temelie și a înzestrat-o cu tot ce e necesar într-o biserică. Și ultimul preot, de fapt, din familie a fost fratele dumneavoastră. Ultimul preot mai sunt, Nicolae Popescu, care e preot în Bărădia, pensionar, și mai avem la Berzasca, cei doi, tată și fiu, Ienia, preoții Ienia. Tot din familie. Tot din familie se trage, pentru că bunicul meu a avut o soră și aia a fost măritată la Borloveni. Și din familia aia, din familia Careba, de la Borloveni, se trage familia Ienia. Și am avut preotul Nicolae Careba de la Vrudăria, am avut Valeriu Popescu, pre Nicolae Novakovici, care a fost un împătimit arheolog, o descoperit aproape de Dragomireana, o piatră funerară de 780 de kilograme, care au dat-o liceului de la Caransebeș, Traian Doda, spre păstrare. Am avut care au făcut foarte mult pentru, și străbunicul meu a fost în 1848, când a fost în timpul Revoluției, a fugit în pădure, a stat la colibele păstorilor, de acolo fugărind de către autorități care... Și atunci am avut pe Emilian Novakovici și pe împreună... De care vorbiți aici, da, restituirile. Da, Emilian Novakovici este cel căruia i s-a făcut în 2013, cred că a apărut această carte, nu? Da. Care tot preot a fost. Nu, a fost învățător. Învățător. A fost fratele bunicului meu. El, împreună cu fratele lui, cu preotul Nicolae Novakovici și cu nepotul lor, care l-a crescut Emilian, neavând copii, pre avocatul Emilian Novakovici, au fost internați în Cabold, în Ungaria, la Sopron, un an și 8 luni. Și au fost fugărit de fiind considerat sir după nume. Emilian Novakovici a fost supus, apărea legea Aponin cu școlile românești, cu școlile ungurești, să-i impună Răcăjdia. E o familie care vreau să fie cunoscută, cercetată de istorici care sunt interesați. Vreau să fie pentru elevii de seminar, să vină să cunoască, pentru că au ce vedea, au ce învăța, au ce găsi acolo. Dar și oamenii simpli, până la urmă, eu cred că aceste povești li se vor părea frumoase. Nu credeți? Ce ziceți? Copiii, da, da. Oamenii simpli, poate care da. Pot trece pragul casei de la Gârbovăț. Cu mare drag și sătenii mei care mă cunosc și cine vine, ușa, sufletul și deschis. Anul trecut au fost? Au trecut? Au fost. Am avut mai puțin, dar au fost. Și de la ce oră vă deschide poarta căștii? Nu știu, la 5, la cât, la 4, 5, la după masă. Zilei și, și în cursul zilei poate să că, da, poate să vină numai seara, să vină că sunt acasă. Nu vă deranjează nimeni. Nu mă deranjează. Și niciodată nu v-au deranjat oamenii care au trecut pe acolo. Nu, am fost onorată și bucuroasă.
Da, e mare lucru. Eu cred că este important ca fiecare din locurile astea, mai ales mă gândeam acum că trece Via Transilvanica prin Almăș, știți? Acea... Aș fi bucuroasă să vină să vadă. Și încet, încet oamenii vor veni, că vor veni la Pasca, au plecat, ați auzit de Via Transilvanica, da, drumul auzit, care unește, pornește de sus, de la Putna și ajunge la Turnul Severin, trece prin Cara Severin și este clar că anul ăsta am înțeles că foarte mulți turiști au plecat de sus, din nordul țării. Probabil anii viitori, așa spun specialiștii, peste 2-3 ani, numărul turiștilor care au plecat anul ăsta va ajunge în Cara Severin. Lumea la sat. Se întoarce? Se întoarce lumea la sat, pentru că satul e al pățerii. Dacă ne pierdem țăranul, am pierdut totul. Țăranul ne dă din roadele pământului, țăranul ne primește cu brațele deschise, în țipintatea lui, în bucuria de a întâlni alți oameni. Ce-a dărui? Ce-a dărui. Până la urmă, dumneavoastră vă dăruiți timp, energie, bani, că sunt convinsă să scoți aceste cărți, nu-i ușor, să bați la uși, să-ți deschizi casa pentru oameni, că trebuie să o repar. Dumnezeu le rânduie pe toate. Dumnezeu. Dumnezeu le rânduie. Sunteți cu credință. Păi așa am fost crescută. Așa am fost crescută și copiii mei erau așa. Sunt și nepoți și băiatul meu era așa. Mă bucur. Deci 31 august, ziua muzeelor sătești, în Cara Severin, 9 muzee și deschid porțile pentru... și o să le citesc acum imediat, pentru că nu le știu pe toate, să nu uit vreunul. Este vorba de muzeul din Gârbovăț, așa cum spunea doamna Novakovici. Este vorba de muzeul din Bozovici, ca să o iau așa, Gârbovăț, Gornea, Bozovici, Gârbovăț, Șopot, ca să zic, de toate din Valea Almăjului, apoi Pojejena, Radimna, pe înclisura Dunării Radimna și Pojejena, apoi Gârnic, Gherteniș și Răcășdia. Dacă tot eram în zonă, trebuia să zic și Răcășdia, o luăm de la capăt. Bozovici, Gârbovăț, Șopot, Răcășdia, Radimna, Pojejena, Gârnic și Gornea, că sunt toate în clisura Dunării, și ne ducem în cealaltă parte a județului și avem Ghertenișul și nu în ultimul rând Dobnecea. Am vorbit și despre Dobnecea în emisiunea de astăzi. Am auzit despre muzeul de la Dobnecea. Așadar, noaptea muzeelor la sate în 31 august... E o invitație deschisă pentru toată lumea. Pentru toată lumea vă aștept cu drag să treceți pragul Casei Memoriale, ca veți ce vedea. E o arcă care e tot trecutul familiei mele și vreau să fie cunoscută de către contemporani. O stat destul 270 de ani să plec pe de istorie. Și mulțumesc din suflet tuturor care au crezut în mine, care m-au ajutat în promovare, în pentru tot ce au făcut. Rămân în suflet și în rugăciunile mele. O să dau citire și comunicatului Muzeului Județean, Muzeului Banatului Montan din Reșița, doamnei director Livia Magina. Rețeaua Națională a Muzeelor din România organizează în acest an cea de-a doua ediție a Nopții Muzeelor la Sate, care are loc sâmbătă 31 august, așa cum spuneam, peste o săptămână. Derivat din clasica Noaptea Muzeelor, evenimentul cultural se adresează sutelor de muzee și colecții private sau de stat, caselor memoriale și de memorie istorică, așa cum este și a dumneavoastră, și altor entități culturale și religioase cu valoare istorică, culturală sau de patrimoniu din spațiul rural românesc. Cu sprijinul Muzeului Banatului Montan din Reșița, 10 comune din Cara Severin se alătură proiectului. Este vorba de Bozovici, Gârbovăț, Gherteniș, Gornea, Pojejena, Șopot, Dobnecea, Gârnic, Radimna și Răcăștia. La nivel național vor participa peste 100 de muzee rurale din toate județele țării. Patrimoniul mobil din mediul rural este mai puțin explorat, mai puțin cunoscut, însă cu un potențial magnific de valorificare a culturii tradiționale. Scopul evenimentului este de a dinamiza piața culturală rurală, dar și de a evidenția poveștile acestor muzee. Informații și orarul de vizitare și activitățile pentru fiecare din acestea găsiți și la linkul Noaptea Muzeelor la sate.ro.
Vă mulțumesc așa. Și vă mulțumesc și sunt onorate că sunt în mijlocul dumneavoastră și mulțumesc încă o dată. Dumnezeu să vă ajute, să vă faceți lucrările care vi se cer și Dumnezeu înainte. Doamne ajută!